Mărirea de sân este poate una din cele mai frecvente operații la noi. Este o modă, poate și mass media a introdus, a avut o influență destul de mare în privința asta. Sunt foarte multe fete care vor să-și facă mărirea asta de sân. Pe multe eu încerc, dacă nu au nevoie, încerc să le conving să nu-și facă. Totuși, proteza este un corp străin. Și ca orice operație implică și niște riscuri. Încercăm să o pacientă care vrea să-și facă această operație, deci în primul rând își face toate analizele de sânge, se face ecografie sau mamografie, dacă pacienta este peste 35 de ani, 35-40 de ani, este consultată de un chirurg oncolog și se stabilește preoperator cu o zi, două înainte sau o săptămână, se stabilește cam volumul protezei. Noi avem niște sizere externe de la firma de unde luăm protezele și se aplică sizerele în sutien pe sânii pe care are și mimăm aproximativ volumul pe care îl va avea proteza, nu forma, ci volumul. Deci știe cam cât va fi ca volum, cât vor fi de mari sânii în bluză. Explicăm de cicatrici, înainte de operație prezentăm toate complicațiile care pot fi. De exemplu, și vă spuneam că 80% din complicații sunt în primele 2 săptămâni. Complicații în primele, chiar în primele ore sau primele 2-3 zile poate să fie un hematom, deci un chiac de sânge, începe, se pune și o sângerare, fiindcă noi tăiem niște vase și le coagulăm cu un electrocauter. Se face un căpăcel de fibrină pe zona amputată, pe capătul amputat al vasului. Și la un efort sau o mișcare bruscă, sare căpăcelul ăla de fibrină, începe să sângereze și se mărește volumul sânului. Și atunci, dacă am avut, eu știu, una, două situații de genul ăsta, pacienta era internată în clinică sau o singură situație când era plecat acasă, a venit, am intrat în sală, s-a făcut hemostază, s-a repus proteza și a fost ok. Dar dacă era plecată în nu știu unde, în străinătate, era o problemă mare. Fiindcă, de regulă, te duci la un spital unde n-ai fost operat, te duci la un străin și zice, nu, unde te-ai operat? În România. Păi du-te acolo. Bun, nu poate să te refuze că e urgență medicală. Dar nici să te trateze cum am tratat-o noi ca și pacienta noastră. Deci e diferit. De asta e de preferat, v-am spus, cam primele 12 zile să stea în zona clinicii, în proximitatea clinicii. Alte complicații pot să apară în primele săptămâni, poate să apară o infecție, de la un stafilococ pe care îl avem în nas, de la o constipație cronică, de la o infecție urinară, poate să apară o infecție care determină mărirea, congestionarea sânului, adică se roșește, se mărește, devine dur și începe să curgă un lichid modificat prin șanțul, la nivelul șanțului pe unde s-a introdus proteza. Și atunci trebuie să scoatem proteza pentru o perioadă de regulă se întâmplă unilateral, la un singur sân. Scoatem proteza, o aruncăm și până se sting toate fenomenele inflamatorii și dispar microbii aceia care au determinat infecția, durează cam 2 luni jumătate, 3 luni. Cam atunci, și atunci rămâne cu un sân mărit și unul cum îl avea înainte, cu o proteză externă eventual. Și la 2 luni jumătate, 3 luni se pune altă proteză nouă și de regulă a fost bine. Am avut două situații la câteva mii de proteze, situații de genul acesta, dar pacientul trebuie să știe că îi se poate întâmpla. Că sunt unele, zice, nu o să mi se întâmple numai mie. Doamnă, ok, să dea Dumnezeu să nu se întâmple, dar e bine de știut, știți? Ce mai poate să apară? Contractură capsulară. Deci e un țesut fibros, proteza fiind un corp străin, organismul reacționează, îl izolează. Apare un țesut fibros care în anumite cazuri se îngroașe foarte mult, strânge proteza și sânul devine dureros și rotund ca o bilă de biliard și consistența unei bile de biliard. Și atunci trebuie intervenit, scoasă capsula aceea fibroasă, se schimbă și proteza și se pune o proteză nouă. Asta e o altă complicație. Ruptura protezei se poate să apară, deși proteza când tragi de ea e imposibil să o rupi. Se zice că prin Australia o bărmăniță a scăpat cu viață că avea proteze și au tras un imbar acolo și s-a oprit glonțul. Deci sunt convins că gelul este gel coeziv, deci practic dacă tai o proteză e ca cum ai tai o piftie bine făcută. Nu curge gel din ea, știți?
Deci, dar totuși se poate rupe fiindcă se poate face un pliu, o mică cută a protezei și prin mișcările respiratorii, care sunt 16-18 pe minut, în fiecare minut, deci milioane de mișcări respiratorii, după niște ani, teoretic se poate rupe. Frecvență 1 la 1000 sau foarte rar. Dar atunci, dacă se întâmplă asta, de regulă apare o durere discretă, se face un examen RMN, rezonanță magnetică, și se pune diagnosticul de certitudine de ruptură de proteză. Și atunci trebuie reintervenit, firma garantează, deci ne dă altă proteză în schimb, se schimbă proteza, e o operație, totuși o reintervenție, dar se pune o proteză nouă. Cam astea sunt complicațiile care pot să apară în augmentarea mamară. Deci pacienta trebuie să știe că își asumă și niște riscuri și niște eventuale reintervenții în viitor.